Există un citat foarte tare al lui Tom Hiddleston, un celebru actor de la Hollywood, care spune un om are două vieți și a doua viață începe, începe când își dă seama că are doar o singură viață. Și chestia asta mi se potrivește enorm. Când mi-am dat seama că am doar o singură viață și uh, mi-am văzut moartea în fața ochilor și am avut regretul că n-am apucat să fac anumite chestii, ăla a fost de pentru, pentru mine să fiu, nu știu, cea mai bună versiune a mea. Greșelile te învață mai mult decât uh succesul. Mi se Corect. pare că atunci când eșuezi în ceva, atunci ai învățat ceva. Corect. Și atunci poți să te duci mai puternic la... la Știi ce ai de făcut la data la viitoare. La exact. Ne trezeam dimineața, țin minte că aveam o rutină de campioni, ne trezeam în cam cereale cu ciocolată, adică noi credeam că și cereale că gen zbune, o văd, da, la... zbune, era pline, erau pline de zahăr și puneam lapte și cereale, stăteam o jumătate de oră, ne duceam, la, ne duceam în garaj, făceam sală, mai piept brațe, îi făceam, adică doar asta știam să fac, piept brațe. Știau barat, și de, da, da știam și de spate, dar... Salutare dragilor, bine ați venit la încă un episod din Antonio Fi 24 Podcast. Astăzi suntem la episodul 4 cu un băiat care mie îmi place foarte mult cu un bărbat cu un burlac care încă este burlac, da. Și nu doar că este un personaj mișto, dar este un personaj și iubit de voi pentru că da, este burlacul de la Antena 1. Salut Antonio, merci invitație. Andy, bine ai venit și te cu un pic de muzică și aplauze. Să Știi ce m-am amuzat acum când am zis uh, burlacul de la Antena 1. Mă gândeam acum dacă în sezonul următor tot o să fi, că <laughs> nu s-a legat, nu? <laughs> nu se știe. Nu se știe, da. Uh, nu cred că va mai fi vreun sezon de burlac, practic cred că am desfințat formatul prin uh, acțiunile mele de acolo. Uh, băi, ce știu sincer este că a fost cel mai autentic burlac până, până, de până acum, acum, de față, da. Să știi că m-am uitat, m-am pregătit, adică nu o să încep să iau fiecare parte de acolo ca personaj, dar fi bine. una din fete din Pitești, Simona, Așa, o cunoști care, Da, pentru că a fost clienta noastră, venea la, să facă sală la, la noi, nice. pe program, acum mai mulți ani, acum vreo șapte ani. Și când am văzut, am zis, a, ok, hai să vedem ce, ce se okay. întâmplă și din reacțiile ei, îmi dădea seama cât de real e la un moment dat tot show, pentru că... Uh, singura condiție a mea pentru a participa la acest... Uh format a fost să se întâmple după chipul și asemănarea mea. Da, zic o fază tare. Pe lângă faptul că după ce am postat poza aia cu tine de la sală și cu Remus și cu Marius, Mi-au scris foarte multe fete. A, ești prieten cu Andy, nu știu ce. Bă, am început să scrie și bărbați. un Am, început să scrie și bărbați. Și ieri mă tundeam frumos, am zis să fiu frești la podcast astăzi cu tine. Păi da, că îți analizez freză. E ok, e corect. Și, și tipul de mătunde de face... Am văzut că ești prieten cu Andu, Andu, și eu zic, Andi, Andi, da, 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 cu și face, mamă, ce, cum arată băiatul ăla. <laughs> și, și zic, mă, mă așteptam să zic că tipa de la da. recepție, dar nu cum vă, frate, că e bun. Bă, mă, uh, sincer, faptul că sunt apreciați și de bărbați, mi se pare cool, la modul că uite, și eu aș aprecia un bărbat, știi, la modul, uite, îmi place de Brad Pitt, îmi place de Johnny Depp, uh, și din România sunt câțiva oameni pe care eu... pe care îi apreciez. Deci, mi se pare super manly, știi? Real man empowers real man. Iar uh, asta mi se pare cai tărie de caracter. Corect. -apreciez corect. apreciez un alt bun. bărbat. Uh, în primul rând, felicitări pentru tot ceea ce faci. Uh, pentru cei care poate nu știu foarte multe despre tine. Eu cred că mulți nu știu Uh, Sunt convins că mulți nu știu. Exact În afară și de TV, nu știu altă... Exact, și uneori la TV niciodată n-a putut să spui The real pentru că shit, nu e important you know? pentru da. masa mare de public, oamenii vor să vadă show, sau, can -can, da, can știi? Exact. Nu, nu, lucruri de genul campion național, știi? de 5 ori, nu știu, uh, un om care încearcă să aibă două afaceri, chestii de genul ăsta. Nu, ei nu, nu interesează, cred. Mai bine află cu cine ți-o arzi. Exact. Uite, de-aia îmi place mie formatul ăsta de tip podcast. Un lucru pe care aș vrea să-l știi este că pe mine mă interesează cât mai mult de la tine să ne spui experiențele tale, lucrurile care te-au făcut să fii Andy care ești astăzi, greșelile pe care poate le-ai făcut. Pentru că, inclusiv în, în sezonul 1 din podcast, obiectivul meu a fost să luăm de la fiecare invitat și ce a fost bun în viața lui, și ce e bun, lecțiile pe care le-a învățat, greșelile pe care le-a făcut, ca cei care ascultă chiar să învețe. Ca așa, da. dacă facem astăzi un, un format de podcast doar de Caterincă, o omul pleacă cu o bună dispoziție, dar n-a învățat nimic din Sunt de acord din, cu tine. din tot ce s-a întâmplat. Dacă mă întreb pe mine, greșelile te învață mai mult decât uh, succesul. Mi se Correct. pare că atunci când eșuezi în ceva, atunci ai învățat ceva. Corect, și atunci poți să te duci mai puternic la. la Știi ce ai de făcut data, data viitoare. Part. Exact cu ce a început totul la tine cu fitness-ul, cu media, cu cum ai ajuns în media? Uh -huh. Cum a pornit totul? Dacă ai putea așa să te duci în copilărie și -vă să ți băharda apă și -vă. O, o, o gură de aer și să te duci așa către prima dată când ai, ai început să mergi la sală, ce te-a motivat? Cum a, cum a pornit totul? Dacă la avem timp, chiar avem, avem, putem avem povesti să multe. Uite, chestii. ăsta ne arată că mai poți să înregistreze 59 de ore. A, deci, avem... deci s-ar putea să-mi ajungă. Da. <laughs> Chiar o să fac, o să scriu o carte la un moment dat și probabil dacă mă ajută Dumnezeu și un, un film, pentru că am foarte multe situații ciudate, au fost foarte multe situații antagonice în viața mea. Adică n-are rost să-ți dau o spoilere, o să, o să ajung la ele, știi? Da, da. m a întrebat cum am început eu, cu sala, cu sportul, nu? Cu Sala, cu sportul, cu etapele, să zic așa, ah. importante, marcante din viața ta, care poate au luat o întorsătură bună în viața ta și pentru că s-a întâmplat sportul, că nu știu, poate nu era în Poate nu te de sport, poate nu făceai fitness, poate nu era Andy care era astăzi. Chiar s-a da, întâmplat un declic. fitness a făcut asta, dar cumva s-au legat. Știi? La, un moment, la, un moment, dat în viața mea a fost un declic, dar nu pe partea de fitness, ci pe partea personală și de acolo s-au schimbat multe lucruri. În principiu, atitudinea mea vis-a-vis -vis de viață și acolo a fost... Știi că există un citat foarte tare al lui Tom Hindlestone un celebru actor de la Hollywood care spune un om are două vieți și a doua viață începe, începe când își dă seama că are doar o singură viață. Și chestia asta mi se potrivește enorm. Când mi-am dat seama că am doar o singură viață și uh, mi-am văzut moartea în fața ochilor și am avut regretul că n-am apucat să fac anumite chestii, ăla a fost de click pentru, pentru mine să fiu, nu știu, cea mai bună versiune a mea. Din toate punctele vedere. Din toate punctele vedere. Că până atunci făceam de toate, dar nimic concret de performanță, știi? Era, cum e în ziua de azi, instagramabil, știi? Aha. Just fake it till you make it, știi? Și de asta acum mi se pare uh, o pierdere de timp să, să arăți lumii. Trebuie doar tu să știi ce faci. Da, să începem cu, cu, începutul. cu începutul. Dar da, am... neapărat să ne ducem în punctul da, ăsta ajunge. unde, practic, s-a prins acel declic și acea flacără de a... Că ai zis foarte mișto, de a fi cea mai bună versiune a mea. Și în, în ultimele Sună ca un clișeu, dar este atât de, de, de real, simplu da? și reală chestia asta. Bă, făceam sală și până în momentul ăla, dar după aia am zis eu nu mai pot să fac doar sală, trebuie să fiu cel mai bun în domeniul ăsta. Eram un bun, un om bun și până atunci, dar mi-am dat seama că pot fi și mai bun. știi? Eram poate un antreprenor sau un om care își dorea să facă bani, neînțelegând antreprenoriatul. După aia am zis, bă, pot să fac bani făcând, punând banii să facă bani, nu pe mine însumi. Și tot așa, mă rog, am evoluat din toate puncte de vedere, după momentul ăla. N-am mai avut frici, cam asta s-a întâmplat, n-am mai tare. avut frici. Foarte Hai tare. să începem cu începutul. Bun, sportul. Sportul, cred că a fost un factor permanent în viața mea. Am avut, prima oară, cred că am avut contact cu sportul la karate. Am fost dat la karate, aveam o energie... ani aveai? 6-7 ani, max. Deci erai... -mi pe mine, ca să înțelegeți, pe mine nu m-au dat la grădiniță pentru că aveam atâta energie încât ori îi băteam pe toți, ori uh, făceam scandal pe acolo, știi? Eram atât de... Îi băteam pe toți, mult spus. Făceam urât, nu știam eu atunci ce înseamnă bătaia. Și uh, făceam ca toate alea și alor mei îi era, le era rușine cu mine efectiv să mă dea la grădiniță. La grădiniță. Și m-au dat din grupa uh, mijlocie, ca să zic așa. N-am făcut prima, prima treaptă și eu fiind foarte introvertit, foarte timid, dar atunci când nu-mi convenea ceva, exploda. Da, exploda. Cred că cunoști, <laughs> ai de copii să străiați, că cred că Merci. cunoști da, tiparul. Da. Și am fost dat la karate, ai să consumăm energia cuiva, băiatului. cu cumva băiatului, <laughs> da. Bun, am fost la carate, am stat undeva la 5 ani, deci de la 7 până la vreo 11-12, cam acolo, iș. Uh, timp în care s-a intercalat cu fotbalul. Am fost dat la. Bine, am fost dat. Am cerut efectiv, vreau acolo și. Păi, fotbal. Da, și ei mei erau cumva reticenți la, la ideea asta, că, na, fotbalul, ți se trebuie educație, lasă fotbalul, știi? Și zic, bun, dar dacă am unul bune la școală, pot să mă duc, da, poți. Și efectiv până la 8 am luat primul ca ca întâi, ca să mă duc la fotbal. Uh, la liceu, da. Uh, ca mulți alții, am mai lăsat așa ușor cu, cu, cu liceu, nu prea m-am omorât, a fost cea mai bună cea mai frumoasă perioadă din viața mea, ca să zic, al, al copilăriei. Știi, că a fost adolșen. efectiv adolescent, a fost super libertin, am făcut de toate, le-am început pe toate, atunci le-am încercat pe toate, a fost tare, m-a pregătit de viață cumva. Bun, și am ajuns la fotbal, unde am făcut am 10 ani, cam acolo, uh, timp în care am chiar, chiar am făcut câteva performanțe, am fost golgheterul echipei, uh, golgheterul campionatului, am intrat și la um, am fost și în echipa de liceu fotbal de, de sală, fotbal de sală și la fel. O pasiune mare pentru mine la vremea aia. Uh, și sala, după ce am vreo 3-4 ani de fotbal atunci știu că am intrat prima oară într-o sală profesionistă cu fotbal. Am fost într-un cantonament la băile Govorei sau Govora, ceva da. genul. Și acolo am intrat pentru prima oară într-o sală profesionistă cu aparate tari. Adică mi se părea presă la gambe, n-am mai văzut până atunci, eram la modul wow. Și îmi dădea o durere, știi, și mi se părea că se lucrează foarte intens. Bine, nici acum au găsit și la work class, de -astea. <laughs> Știi, și zic, wow. Și Plus fratele meu care făcea sala dinaintea mea și am zis n-am cum să-l las Vreu. pe el să fie bun la ceva fără să fiu și eu, știi, fără să încerc măcar. El deja avea câțiva ani de... de sală. Avea. Practic la 14 ani am început eu sala în garaj la tata, unde ne făcuse câțiva scripeți, o bancă de împins la piept, câteva gantere din sonde, dacă mai ai ținut minte, erau da. niște chestii și făceam sală împreună cu vreo 3-4 vecini, ne trezeam dimineața, țin minte că aveam o rutină de campioni, ne trezeam în cereale cu ciocolată, adică noi credeam că și cereale gen, că o văd, da, zbune, da, erau, erau pline de zahăr și puneam lapte și cereale, stăteam o jumătate de oră, ne duceam, în garaj, făceam sală, nu mai piept braței făceam, adică doar asta știam să fac piept brațe. <laughs> știau bară, și de, da? Da, știam și de spate, dar mai, picioarele nu existau, adică cine are nevoie, mergi cu ele, adică practic le folosești toată ziua, nu ai nevoie de picioare să faci la sală și cam asta, am făcut vreo trei luni, o vară după care mi s-a spus băi, ar fi bine să nu mai faci sală, așa că ești cam mic, era mitul ăsta, știi că rămâi scund, da, scund și eu eram cel mai înalt băiat din clasă, dar era vorba de faptul că sunt fraged ca vârstă știi, și posibil să mă prească din creștere dar nu făceam cu greutăți asupra capului, adică era o legendă, în da. fine am dat ce caut 2 ani la sală și la liceu, la 16 ani, am zis, gata, sunt destul de mare, am, mă bag. Da, mă bag, mă bag la sală. Și am început să fac sală, corect, de 3-4 ori pe săptămână, cu alimentație, corect, alimentație corectă, alimentație corect, însemnând mâncam cât puteam, adică asta e alimentația corectă, nu... Okay. gândul că faci, da, te faci mare, da, știi? Da, da. Și știu că mi-a adus fratele meu prima proteină. Era, pot să zic brandul? Era un redist, dacă nu mă un gainer, un mas gainer, ceva, 50 de grame de zahăr. E ceva, nicio treabă cu proteina sine. Adică aceleași cereale că de cu ciocolată. Da, da, da. Da. Practic mai multe calorii, atât. Da. Și am, am luat, era o grătă de 5 kg, efectiv, și am luat într-o lună 5 kg, adică am pus pe mine 5 kg. Toată găleata s-a asimilat, s-a pus, pus dar a fost ceva haos. Și atunci mi-au apărut vergeturi și chestii de genul ăsta, ceea ce mi se părea, mamă, ce mare sunt, deci, am bubuit, știi? Toți la liceu mă bănuiau, bă, bai niște chestii, zic, bă, vezi, de bun, habar n ce sunt alea, iau, mănânc niște batoane și am niște mass gainere. În fine, după care am făcut noi sala așa, pe aici, pe acolo, n-a fost punctul foarte al meu, al vieții, eram am avut o perioadă în care am avut o accidentare, am avut hipertensiune, dacă nu mă înșel, am avut tensiunea 21 cu 16 și mi s-a spus de, către toți doctorii, nu mai face sală, n-ai de ce Adică am avut un accident, mă rog, la modul... M-am forțat într-o zi la sală, n-am respirat corect, m-a durut capul 3 zile, de atunci m-am dus la spital, mi-au luat, mi luat tensiunea, a văzut cam 16, 21 cu 16, ceea ce e enorm. Și a zis, gata, ai probleme, ficat, inimă, rinichi, orice. Nu mai faci. Nu mai faci. Și șase luni am fost în toate controlele, toate spitalele din, România și am ajuns la spitalul militar de aici din București. Domnul doctor foarte experimentat, un, un domn în vârstă. Mi-au zis, băi frate, eu nu, am, nu ți-am găsit nimic, nu știu exact ce ai putea să ai, dar tu faci și consider. Exact așa mi Și m-am gândit așa foarte mult, zic, băi, dar pe mine sport mă face fericit. Mie dacă mii sportul, îmi e o parte, o bucată mare din viața mea. Nici fotbal mai facem, nu aveam voie să fac nimic, știi? Și atunci am început, în, am căzut în patima alcoolului, mă rog, eram așa, încercam ca un adolescent toate chestiile astea și m-am uitat așa la mine într-o zi în oglindă, slăbisem foarte mult și zic, bă, nu sunt eu ăsta, nu vreau să fiu ăsta. Nu-ți plăcea versiunea da, nu-mi plăcea și zic, nu o să fiu ăsta cu riscul de a păți iar accidentul ăla, cu riscul de a fi, nu știu, iar să am iar probleme, o să fac sport și dacă se întâmplă ceva măcar am făcut-o și sunt fericit, știi? Bineînțeles, m-am documentat foarte bine unde greșisem, cu respirația foarte, acum sunt foarte, foarte strict la cum se întâmplă un antrenament, adică nu mai există să uh, nu respir corect, să nu uh, lucrez corect, de acolo a început litera de lege, bă, hai, dacă tot fac o chestie, o fac ca la carte. La carte. Bun, am trecut de asta, am ajuns la facultate, la București. Aici, uh, tot la fel, m-am angajat, știu că... Unde lucra prima oară? La în Apaca, dacă știi, da, era o sală. Da. Și te-ai da. angajat la sală? La sală, da. Ca antrenor? Ca antrenor. Ah, Dar, bun. fază tare, uh, eram... Uh, eu am. Dat Și ăsta a fost primul tot job? Da, da. Am Când dat ani aveai? Uh, 19 ani. Am dat bacul? Da. Mă rog, eu sunt născut în mai și când am dat bacul aveam 19 deja. Și am dat bacul și efectiv la o zi după ce s-au afișat rezultatele, am plecat la și muncă. Da, la, la am muncă e deja m așteptat, știi, postul știi respectiv. Că aceeași istoria, așa. Deci și și istoria e așa. în prima zi după bacalaureat, ai plecat. S-a speriat, mamă, da. ce faci, fugi de acasă? Mamă, tu ce crezi? Am așteptat momentul ăsta, așa am fost. Eu am fost ăsta care aștepta să plece de acasă odată. Adică simțeam -a -a că să ia că da, trebuie să fac chestia asta, știi? Și nici n-am anunțat-o nimic, m-a văzut făcând bagaje, ce faci? <laughs> Zic, păi vine fratele meu și mergem la București. Păi cum, așa, fără să mă anunț? Așa. Zici că plec în armată, vin, mă întorc acasă, dar să știi că plec. Și atunci uh, m-am dus la tata, mi-a dat un milion, drum bun. Și Success. cu milionul l-am dus în viață în București. Cu un milion am ajuns în București și aia a fost ultimii bani pe care i-am primit de la părinții mei. Și aveai 19 ani. 19 ani, da. Mamă, deci toți cei care aveți mai mult de 19 ani și auziți asta, să știți că și la mine a fost asta. Deci de pe la, la mine de pe la 18 ani, atât la fel. Și când mi-au mai dat, mi-au dat că a fost un cadou de da, nuntă, exact. botez, ceva, altceva. Da, lucruri de genul. Dar e tare feeling -ul. adică uite, ăsta a da, exemplu, pentru mai... tot tineretul de azi. Da, în da. ziua de azi, pe lângă faptul că băieții nu mai au cohone și pleacă la 25 de ani de acasă și alții la 30, <sus> da, la și o chestie bine, foarte da. nașpa, <sus> Mama cu tata să-mi plătească facultatea aia, -a am existat. ieșit în oraș, haine, chestii nebunii, asta n-a mai fost. Eu păi am intrat la facultate, am fost doi ani la buget, n-am plătit absolut nimic. Iar al treilea an... de la cămin, mă gândesc. Da, băie, la, am avut camer la cămin, doar că cu ajutorul fratei meu m-am mutat împreună cu el și am stat doi ani cu el în... Cam așa, doi ani cu el în chiriet, dar plăteam jumătate, adică nu exista să mă... să Da, nu era... să mă țină un pic așa de ferit. Nu, eram jumătate cu orice, cu întreținerea, cu chiria, cu mâncarea, cu tot. Nu exista să... Dar deja aveai salariu. Asta da, asta era bine că aveam un venit. Dar nu te gândi, era un part-time job, patru ore, și primeam 6 milioane. Adică și chiria era de 12 milioane, gândește-te. Da. Norocul meu era că am, am, aveam PT-uri, știi, aveam 3-4... fete la da. antrenamente, <laughs> glumesc, aveam clienți, aveam 3-4 uh, clienți cel puțin Mă descurcam, mă descurcam. Chiar făceam, cred că pentru prima oară mi se părea că, mamă, fac 20 de milioane, eram wow. Știi? Da. Se părea wow. Și din aia 20 de milioane îmi plăteam jumate chiria, mă rog, 6 milioane cu mâncare, cu toate alea, ajam undeva la 10 și aveam și eu 10 milioane să-mi iau două haine din zara și cam atât. Știi? Asta cu câți, câți, ani era? Asta cu 10 ani, la 20 de ani. Oh. Da, și pe care, pe mine, aveam, eu aveam o boală cu transportul public mă, suporta da, mă distrugea transportul în comun uh, și m-au ambiționat, mă prindeau tot timpul ăștia, îmi dădeau amendă, nu știu, nu vezi să știi am, am, multe, dar am multe povești, de dar nu să-l mă N-au Mă... băteau de da, șară, se, era de șaptea oară. Eu am întâlnit cu jandarmii, mi-au făcut cheiță de aia, între stații de te, oprești, te opresc da. și te dau jos, știi? Și da. da. cu jandarmi, cu ale să fug, m-au prins nu vrei da. să știi ceva. Și am zis, bă, gata, avem obiectiv, strângem bani pentru mașină. Pentru mașină. Și am reușit eu în 2-3 ani. Apropo, uh, da, am făcut în 2-3 ani, am strâns banii ăștia și vreo 3000 am avut să-mi iau un pasat de ăsta vechi, ceva. Dar cea mai, cea mai zdravă în mașină pe care am avut o luat. pasatul la Cocoșa. Cea mai zdravă în mașină. N-am băgat decât ulei și motorină și atât. N-am schimbat 4 ani de zile nimic la ea. Am mers impecabil. Așa, și m-am pus, eu aveam un mindset ăsta de hustling și mi-am zis, gata, vreau să fac mulți bani. Și m-am angajat al doilea job. Al pe doilea job. Pete și sală? PT și sală și încă, una, încă un job, uh, un, un, salon de ăsta, un studio de uh, electrostimulare, dacă știi. Da, da. Și aveam un program infernal, la 8 dimineața trebuia să fiu acolo, eu care nu prea sunt matinal, la 8 dimineața trebuia să fiu acolo. Mă trezeam la 6-7, era greu, foarte, foarte greu. Făceam la Veta, făceam o oră pe drum la ora aia, știi că e București e full. Și de la 8 la 2 eram la studio acolo, unde era, a fost primul studio de electrosimulare din București cel pe puțin. Victorie, sau? Nu. nu, pe la Piața George Coșbuc în pia, Piața cu flori, la Unirii acolo. Și veneau acolo, am luat eu contact cu lumea de televiziune, știi? Venea tot baletul de la România Talent, veneau Eram voga, atunci, producă, la modă da, și era foarte, foarte scump vom, pe da, vremea. Foarte aia. scump, erau 20 de erau 20 de milioane un abonament pe trei luni. Ceva de genul. Pe vremea o grămadă. Pe vremea de Era salariul meu, practic. <laughs> și acolo au venit foarte multe personalități, am cunoscut foarte mulți oameni, dar nicio treabă eu cu gândul ăsta, nicio, nicio O să fiu în media, ca să fi. Nici ni, nici mă nu aveam niciun... Eu, sunt, eu știam că sunt cel mai neîndemânatic, ca să spun așa, cu cuvintele, cu vorbe, nu aveam niciodată text de TV sau față de TV, eram prea rușinos să mă expun, și am început să-i să antrenez pe oamenii ăștia. Uh, ok, îți povesteam programul, de la 8 la 2, A. aveam o oră pauză și intram la 3 în partea cealaltă la sală. Și eu practic mâncam ori în mașină, pe ori în... Ceream voi la toaletă și aveam un sandwich, îl mâncam în alenarea 5 minute, pentru că era full. gândește că era full. Și programul de dimineață, toți oamenii și făceau programări dimineața până să plece la muncă, știi, și nu exista spațiu. Să am o jumătate de oră să mă Da, am, făcut, am ținut-o vreo doi ani așa, timp în care am muncit și sâmbătă și am zis, băi, nu se poate. Deci, doi ani de zile, duminica o dormeam, pentru că eram vraiște, și atunci am luat o decizie foarte înțeleaptă, e să-mi să scot tele, televizorul din cameră. Efectiv, l-am scos din cameră, pentru că ajungeam acasă la 10 noaptea și în loc să mă culc, mă uitam la televizor. Până o oră, nu. știi? Și zic: "Bă, dar nu pierd eu o oră, nu o să mă odinesc." Și atunci, de atunci, de 8 ani de zile am scos televizorul din cameră. Eu nu mă uit la televizor. Și mi-a rămas obiceiul, nu mă uit la televizor. Um, am ajuns după vreo 2 ani să mi dau seama: bă, ok, fac mulți bani, dar ce fac cu viața mea? Două ani ăștia nu știu, pe unde s-au dus?" mă întrebai ceva. rutină din aia. Da, mă întrebai ceva, nu știam ce am făcut, efectiv, mă uitam în spate și zic, bă, tu dai că de ani sunt aici și nu știu, n-am trăit viața, adică eu mi-am pus efectiv muncă și am muncit acolo la salon, nu te gândi că eram antrenor, eram recepționer. cumva vindeam contractele, încercam să ți le bag, să negociez. Să negociez. Dădeam cum mătura, avea curte, strângeam mă rog, mizeria din curte, frunze și astea, spălam geamuri, spălam pe, spălam pe jos. Părățai costumele, aranjai da, sala. Spălam, exact, spălam costumele, aranjam sala, efectiv tot, deschideam, eram acolo, făceam, de toate le făceam. Și am zis, bă, și mai aveam și clenze ăștia, ăștia, ăștia aroganți. Aha, stă bine cu mătura mână. Bine. Mulțumesc, e încă o, știi, e încă o bilă acolo pentru care să lupt. Am zis, da, ai show you. Și mi s-a activat chestia asta. Vreau să fiu mai mult decât, știi? Adică decât am avut atât. dorința de a fi mai mult. Așa, cu banii strânși, că eu sunt eram și sunt în continuare foarte atent, știi? Îmi place să am un capital, să am o, 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 o stabilitate financiară, îmi place să am un bazin, ca să zic așa, știi? În caz de ceva să știu că ca unde uh, să... Am, am ce să fac. Și am strâns bănuții ăștia, timp în care am aflat de o afacere, de o schemă de afacere pe Amazon. Chestia cu Alibaba, îți alegi un produs, îl vinzi din state, îl rebranduiești, mă rog. Sol, îl livrează, îți, livrează îți Exact, da. nu ai niciun stres. Mă rog, Bine, foarte mare. e muncă acolo. E muncă, da, e foarte da, da. multă muncă. Trebuie să-ți faci și branding, da. mă rog, să-ți faci și campanie de publicitate, marketing, PPC-ul, pay-per-click, pay trebuie să știi să faci niște campanii. Și să le-ai învățat? Le-am învățat, nu aveam de ales, am făcut niște cursuri, Băieți de la Amazonienii sunt prietenii mei și m-au ajutat foarte, foarte mult. Știu cazuri de succes la modul milioane, care fac milioane pe lună. Eu am avut câteva produse la început și am fost. Știu că în perioada aia mergea foarte bine. Adică, uite, asta e o lecție pe care am învățat-o eu. Dacă te lovește succesul din prima, nu știi ce ai făcut bine de te-a de te lovit, știi? Și eu n-am știut ce am făcut bine. Am zis, eu sunt bun. Și nu știam ce am făcut exact bine să meargă. Pur și simplu, cred că am fost la momentul potrivit. Și mi-a exact. mers. Uh, nu ai ce să înveți. Te-a lovit succesul, nu știi de unde. E bine ce faci. Bun, am fost plecat între timp la prima emisiune, la insulă, timp în care mi-am neglijat, da. mi neglijat, mi neglijat foarte mult. Da, pe antena. Mi-am neglijat foarte mult business-ul. Și când am revenit, după două luni, era la pământ. Adică, la pământ. De unde să-l iei? Da, era varză. Mi-au întârziat niște uh, producătorii uh, stocul, produsele. Și de atunci m-am chinuit efectiv cu el să-l pun pe picioare. Și am investit foarte mulți bani. Practic, mulți bani l -am, l am investit să-l refac, să meargă din nou business -ul. Timp în care nu mai mergea așa de bine. Știi? Și atunci am învățat o chestie ca eșecul din greșeli înveți. Și atunci am învățat cel mai mult despre business. Atunci eram doxă de business. După ce am reușit să le repun a doua oară pe picioare. Când am repus a doua oară pe picioare, mă rog, se schimbase niște condiții ale Amazonului, deja nu mai devenea atât de profitabil. Short story, am zis că, băi, ce se întâmplă cu business ăsta? Îmi consumă mai mult timp și aș putea face mai multe lucruri. Nu mai era deja, erau Munceam 24-24, știi că e o vorbă, zice, ai un business. Te implici două ore, câștigi pentru două ore. Te implici 24 de ore, câștigi pentru 24 de ore. Și nu aveam timp efectiv să stau atât. Și am zis, Bă, ok, pot să recunosc că nu sunt făcut pentru asta. Băi, nu sunt făcut pentru asta. Viața mea nu este făcută să stau la un laptop și să fac business ca, ca acum. Da, Amazon, zic, Exact. Și zic, Online ok, sense. îi dau caut, nu o să mai fac chestia asta l-am închis frumos, pe care îți spun, hai să spun, povestesc cum am ajuns la insulă, că se leagă una cu alta. Mă rog. insula Ibirii. Da, și la insula a, Practic a fost prima apariția a ta în media. Perfect. Eu eram într-o zonă gen uh, destul de bună, la vârstă aveam 20 și... 20 și cât? 24 de ani, 25, cam așa. Dar, ce mi s-a întâmplat mie? La 24 de ani, am avut un accident de mașină. Te-am spus, businessul mergea foarte bine. Venind din mentalitatea asta a românilor de show-off, să-ți arăt că am reușit, m-am dus să-mi cumpăr ma mașină visurilor mele de atunci. Era un S5, un Audi. Audi S5. Și zic, bun, cu statement-ul ăsta arăt tuturor că sunt de succes. M-am dus, am cumpărat-o și la două ore pe ce am cumpărat-o, am intrat sub tir cu ea. Adore. două ore. Mi-au ars în fața ochilor, nu știu cât era, câteva zeci de mii de, deci de, mii de euro, știi? S-au dus. I-am văzut cum s-au dus. Gândiți-vă, un puști la 24 de ani, care a strâns cam patru ani de zile niște bani, știi? În capul meu ce s-a întâmplat a fost efectiv traumă. Și de spune tu de eșecuri și de cum a ajuns Andy să fie Andy. Cred că Andy a ajuns să fie Andy când a pierdut niște chestii. Când a pierdu niște straturi ale societății, să fii bogat, să arăți bine, să înțelegi să când am încercat să demonstrez lumii cât de bun sunt, mi-am furat-o. Mi-am am plătit preț. Când pierzi o sumă mare de bani, știi? Când pierzi o dragoste, când pierzi, nu știu, niște prieteni, atunci nu ți rămâne decât să regăsești pe tine, pentru că nu Și mai pe nimeni. Că altele sunt valorile. Exact. Îți dai seama din ce stai un pic. Zici, bă, am avut depresii mari, adică gândește că după accidentul ăsta am chelit la modul serios, aveam mai așa o, o, monedă în spatele capului, care era cam palmă. N-avea nimic anume, știi? Nu aveam o boală, dar ciuda pe mine, că am făcut greșeala aia, m-a ajuns în stadiu în care să fiu bolnav, să fiu chel, dar nu știam de ce. Și am fost la medic, mi-a spus, nu este, n-ai o cauză medicală, e efectiv trauma pe care o trăiești. Atunci mi-au căzut niște cărți în mână, puterea prezentului și de cartol și uh, un pământ nou, tot de el. Și m-a dat, mi -a, -a făcut să-mi schimb niște coduri în, în gândirea mea. De conștient și subconștient, da, da, da niște coduri. Și atunci am început să, să zic, eu aveam ciudă pe mine că am pierdut banii știi? Și îmi zice un prieten la un moment dat, bă, dar asta e un pic. Dacă avei un picior ai fi dat banii pe mașină să ai picior de nou? Da. Dacă ai, ai, fi avut coloana ruptă și n-ai fi putut merge, ai fi dat toți banii de lume să mergi? Da. Păi și atunci? Tu ești trist în loc să fii recunoscător că, că -ai trăiești, mărit. că ești întreg, că toate cele. Zic, da, bă, ai dreptate. <laughs> și în momentul ăla și cu cărțile adunate și cea mai experimentat, eu am zis, băi, dar o să fac din trauma asta, din chestia asta, ce mai bun lucru din viața mea. O să fie momentul zero al meu. Și asta a fost momentul în care mi-am dat seama că am doar o viață. Am zis, bun. Când, efectiv, când am trăit accidentul, știi? S-a, oprit timpul loc, era un slow motion. Auzeam efectiv, am auzit fiecare impact, fiecare tot. Îl știu, dacă îl derulez acum, știu secundă cu secundă ce s-a întâmplat. Atunci, pe moment, o lună de zile nu mi-a aminte ce s-a întâmplat. Și m-am... Mi-am dat seama că în momentele alea, băi, aveam niște regrete. Era să mor acolo, pe o centură unui oraș, un nimeni, un prost, cu o mașină scumpă. Știi? Și zic, asta era uh, mai legacy? Că am reușit să-mi iau o mașină asta? Despre asta vorbim? Și în momentul ăla am zis, băi, eu trebuie să las o urmă în viața mea, știi? Să las să, să impactez niște oameni. Și să încep să devin, nu știu, cel mai bun în tot ceea ce fac. Și am reușit să mă. Detașez de fricile astea, știi, de ce zice lumea, de frica de a, de a fi, de, de eșec. De a impresiona pe alții. Da, da, exact, de a impresiona pe alții cu ce am și cu ce dețin. Și procesul a început acum 5 ani și datorită acelui proces am avut curaj să deschid afacerea pe Amazon, datorită acelui proces am avut curaj să ajung la insula iubirii, pentru că efectiv tot ce mă speria. Te băgai. Da, asta a fost. Deci, la un moment dat am zis ce mă sperie expunerea. Du-te. Ce mă sperie? Să fac o afaceri. De ce? Pentru că eșec. Fo. -o. Știi? Și tot. Și efectiv, n-ai cum să pierzi nici dacă eșuezi. Pentru că despre asta e vorba. Să eșuăm până reușim. Corect. Și asta s-a întâmplat. Deci, practic, cel te mai gândit, mare am... șec al tău a devenit cea mai mare binecuvântare a exact, ta. Exact, asta am vrut să fac. Și, și codul ăsta nu înțeleg asta și rămân într-o depresie ani de zile. Ancorați, exact. Ancorați în... am, am văzut... aceeași poveste și exact, scriu aceeași bravo. poveste. Ace am văzut oameni care ziceau, păi da, dar eu am fost o odată, sau am, fost, am avut eu chestii și rămâneam ancorați în trecutul ăla, ne depăși acel moment. Sau a avut o traumă. Exact, și se leagă trebuie. de trauma aia non-stop, non-stop. Non și în cartea asta, în Puterea Prezentului, scria exact asta, că, din păcate, mulți oameni au nevoie de o traumă să se trezească. Însă nici atunci nu ți garantează că te trezești. Mulți rămân acolo în momentul respectiv și nu, nu pot nu mai să, de. să depășească momentul. Și, practic, atunci te obligă să devii, să level up. Știi? Level up. Și asta mi s-a întâmplat de multe ori în viață, dar el a fost punctul de pornire. Mă rog, a urmat emisiunea, bine știută, nu vă, nu vă gândiți, nu te gândi că mi-a plăcut de mine la prima emisiune. Am fost de nerecunoscut, știi, dar asta mi-a dat da. uh, ocazia să mă observ. Ia să, ia să mă uimesc. Ce nu-mi place la mine? Aoleu, eu, efectiv, nu am putut să mă uit la mine. Nu suportam nimic, nu cum, cum vorbesc, uh, cum mă port. Nu-mi place absolut nimic. Și zic, băi, asta sunt eu. Sunt nașpa, sunt nașpa. Eu nu aș fi prieten cu băiatul ăsta. Și ușor, ușor, având capacitatea de a mă observa din exterior, îmi vedea mai ușor anumite defecte și anumite chestii. Și este cel mai greu lucru. Este cel mai greu lucru. Deși deci mie e greu să mă uit la podcastul meu. Da. Cu mine și nu spun câte o chestie și mă gândesc. Da, da și mă. Da. Dar în același timp trebuie să înveți să te accepti și să exact. te ierți. Pentru că e un lucru foarte important să te observi și să nu fii un critic dur cu tine. Eu am fost cu biciu pe mine mult timp. Și chestia asta mă, mă făcea să fiu uh, foarte anxios. Mi-am dat seama, bă, suntem oameni, ba din potrivă, și îmi permit să greșesc, vreau să greșesc. De ce? Ca să pierd frica asta de a greși. Nu vreau să-mi fie frică că greșesc. Mă bâlbâi, ok, mă rectific, nu nicio problemă, știi? Nu moare nimeni dintr-o greșeală. Asta, asta încerc să lucrez. Mă rog, și au venit mai multe lecții. Au venit, a venit și... A, mie mi era foarte greu să spun nu unor oameni. A, chestia asta m-a afectat foarte mult timp. Pentru că atunci când spuneam da, îmi spuneam nu mie. Și orice aș fi făcut era... Nu era cu energia aia bună, pentru că nu venea din suflet. Era dintr-o obligație de familie, de prieteni, de... Înțelegi? Și mi-am dat seama că nu, nu are nevoie de explicații. Vrei să mă ajut să, sau vrei să facem ceva? Nu. Nu există de ce după nu. Pur și simplu nu simt că aș, aș vrea să fac chestia asta. Și asta a fost o lecție pentru mine foarte importantă, să învăț să spun nu și să am puterea să spun nu fără să-mi pară rău. Pe urmă, cu o lecție asta, înveți că chiar dacă poate suna egoist, tu ești cel mai important lucru. În Universul ăsta, tu ești cel mai important lucru. De ce? Uh, nu într-un mod egoist, știi, narcisist, Și la modul, băi, eu am aici un pahar cu apă. Dacă nu aveam apă în acest pahar, cum te putem ajuta pe tine să storn și ție, dacă ți era sete? Nu aveam cum, nu? Cool. Deci, pe primul loc, trebuie să fiu eu, să am apă în pahar, ca după să storn și ție în pahar. Înțelegi? Cât timp eu n-am apă în pahar, nu te pot ajuta. De aceea trebuie să mă preocupe faptul să am apă în pahar. Adică eu să fiu bine. Să fiu bine înainte de a ajuta pe cineva. N-ai cum să ajuți, ajuți pe cineva dacă tu nu ești bine. Niciodată n-ai cum. Știi ce spune în avion, dacă ți-mi minte, stewardesa? Când cad măștile, adulții prima dată vă puneți voi și pe aia puneți copiilor. Exact. Dacă îi pui primul copilului, s-ar să nu mai apuci până o fixezi, exact. că ai exact. căzut-o și ai leșinat. Știi? Exact. Și cine mai are grijă de el? Exact, da. Așa este. La fel e și da. exemplu tău. Cam asta. Nu știu, m-am aprofundat în toate poveștile, sunt foarte multe. Avem nu, 59 totul capătă, de ore. 36 de minute până <laughs> acum, dar totul capătă foarte mult sens legat de toate întâmplările din viața ta și anii care ești astăzi. Și, na, nu uita că și eu am 31 de ani, tu ai 30. 30, 30, 30 avem tot drumul înainte. Da. A, a, am, primit o lecție, să știți, la un prieten foarte drag cred că acum un an, adică uite, mă ia cu, cu fiori, acum am, la lacrimi când zic asta, Radu Constantin, care mi-e foarte bun prieten, nu știu dacă și Radu cu, stiu, de pe Instagram, mă duc eu la el, prima mea întâlnire cu el, ne știam de pe Instagram, Era la birou la el și povestesc că câte lucruri am făcut până acum, până la, până la 30 de ani și cumva regretele pe care le-am că n-am realizat anumite lucruri până la X nivel și... Corect. Și eu tot vă acolo și le zice, băi, un pic oprește-te. Și eu nu mai am niciun prieten de vârsta ta, la care la 30 de ani să fi făcut cât ai făcut până acum. Tu îți dai seama cât timp mai ai, adică tu îți cât te poți face până la 35, până la 40, și până la 40. Și pe ne aia m-am gândit, Doamne, cât de critici suntem cu noi. Ne câte autoflagelăm. da, câte farfurii ne spargem în cap, știi? Uite, și tu poți să spui despre tine. cât... Apropo de, de, asta, da. chiar am avut, scuze-mă, te întreb, chiar că mi-e idee, ideea, cam acum... La începutul anului am avut o pasă de genul ăsta, știi? Am not good enough, știi, pentru că exista o presiune publică pe mine și uh, chiar dacă ești obișnuit, nu o să te obișnuiești niciodată cu hate-ul. Și chiar dacă Correct. ești obișnuit, știi, și era presiunea asta pe mine, știi, și mi se părea, păi, sunteți nebuni, deci lumea mă haituiește că sunt eu, știi, adică nu. Bine lumea, înțelegând procentul acela mic, dar creierul este făcut să nu sunt comentarii. vede pe aia 3. Exact, nostru nu sunt comentarii nouă, pozitiv, de bun, da. exact, așa face creierul. Nu sunt le vezi pe alea 2, 3, nașpa, nu, în fine. Și era presiunea asta pe mine zicând, bă, dar oare chiar nu sunt bun unde a ajuns? Adică, de ce? Pentru că nu înțelegeam de ce, adică, bă, cum să mă critici pentru felul meu de a fi? Poți să mă critici că nu iau note bune, că nu fac performanță, în nu știu ce domeniu, adică strict punctual. Dar nu ai cum să mă critici că sunt eu. Știi, ca și cum te-aș critica pe tine că bei apă așa cu două degete sau cu trei. N-ai cum, nu există, știi? Și am avut o, 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 întâlnire cu un prieten și tot la fel mi se părea că am dat kicks cumva, știi? În viață. Bă, am ajuns să fiu criticat de oameni, că, știi? <laughs> și îmi zice eu, un băiat ăla, zice, bă, câte ne 30. Fii atent. Tu ai ajuns să faci niște chestii, da? Tu ai fost la un show, din nișa aia, televiziune, tu ai devenit elită, ai avut propriul show. După care, toate astea adunate, da? La vârsta de până acum. Pe lângă faptul că ești campion național, pe lângă faptul că ai la afaceri, pe lângă faptul că te întreții singur, că toate celelalte, da? Aspecte din viața ta. Pe lângă faptul că ești tu și asta e de ajuns, gândește că ai 30 de ani, ești abia la încălzire. Corect. Tot stadionul e în picioare, te aplaudă și tu nu ai intrat pe teren. Corect. Deci dacă Și asta spun. Hai să ne mai dăm timp să ne aplaudăm. Să ne aplaudăm. uite te un pic, dă un zoom out. Știi? dă un zoom out și vezi ce ai realizat până acum. Și atunci îți dai seama, bă, stai un pic, că n-ar trebui să fiu nici depresiv, nici anxios. De ce? Pentru că mi-am demonstrat de fiecare dată cine sunt și ce pot. Tu ai luptat în întuneric și ți-ai câștigat luptele. Și eu la fel. Și chestia asta ne-a făcut să fim oamenii de astăzi. Exact. Cam, cam, acolo e. Trebuie să-ți învingi niște temeri, știi? Și pentru mine, ultima experiență în televiziune, asta a fost. A fost la modul... Chiar m-a descătușat complet de ce zice lumea, știi? Inhibiții, știi? Da, exact. Pentru că mi-am dat seama că lumea poate să zică ce vrea și nu are nicio putere ești, asupra mea, exact. Nu schimbă cu absolut nimic cine sunt eu. Uite, din păcate, nu toată lumea reușește asta în showbiz și asta e capcana cea mai mare, că dacă, nu pier dacă pierzi lupta asta în care spasă Ratic, realitatea ta devine realitatea, al realitatea lor. altora. Realitatea lor devine dar realitatea ta, da. nici asta nu e, că ei au o părere, iar tu ai propria părere despre ce cred ei, mm. cumva mai distorsionată decât părerea lor reală. <coughs> Și atunci intrăm pe un teren în care efectiv ne pasă mai mult ce gândesc alții despre noi, dar asta e în Și orice pierzi. domeniu. Poți fi la liceu, poți fi la facultate, <coughs> poți să fii cum o grămadă, uite, ție nu ți-a păsat că ai plecat de acasă la hmm. 18 ani. Nu te ce gândește mama corect. despre tine atunci, corect? Mi-am asumat chestia, M am dus cât... în viață. Deci, practic, ție nu ți-a păsat uh, ce a spus mama ta când ai plecat la 18 ani de acasă și ai zis, ok, mă duc la București, dar gândește că tineri sunt în contextul în care fac o facultate că vor să-i mulțumească pe părinți, fac ceva că vor să-i mulțumească pe profesori chiar și au anumite decizii sau să-i mulțumească pe alții din, uh, din viața lor. Te trezesc? Că nu sunt fericiți. Și zic, bă, de viața. ce nu suntem fericiți? Pentru că n-ai făcut alegerile pentru tine. Nu te-ai ascultat și n-ai luat decizia pentru tine. Luat pentru mama, tata, profesor, prieteni, lume, societate, nu pentru tine. Și normal că nu-ți mai aparții atunci. Și când nu-ți mai aparții și nu te mai vezi fiind al tău, pentru că ai ajuns, ai ajuns într-un loc în care deciziile alea nu te definesc și zic, bă, dar stai un pic că mie nu-mi plac lucrurile astea. Mie nu-mi place anturajul ăsta. Mie nu-mi place jobul ăsta. Mie nu-mi place viața asta. Și nu știi cum ai ajuns acolo. Atunci apare depresia. Și tu cum ai ieșit din ea? Adică, ok, cărțile te-au salvat și te-au ajutat. Nu, a fost doar un factor. A fost un factor. Uh, în primul rând, am avut oameni de la care să învăț. Am, uh, am căutat exemple pe lângă mine, știi? exemple bune, Uh, cărțile sunt uh, cum să spun, te ajută dar uh, nu poți ști viața dintr-o carte nu poți să știi ce se întâmplă cu viața așa, ca ai ști două cărți de aceea eu eu provin dintr-un mediu băi, în oraș de provincie mic unde se întâmplă tot felul de chestii adică, cred că mi-a prit experiența aia, știi? adică eu aș putea să-ți vorbesc cu un golan la colțul străzii, și, a, aș, a, și aș putea să mai vorbesc cu un, nu știu, director de companie, știi, de trust sau de orice altceva. Pentru că am trecut prin toate nivelurile, le cunosc, știu tiparul. Uh, la mine, din eșec, știu, viață, efectiv, ți-am spus, m-am lovit cu capul de atâtea ori de prag, până am învățat să-l și să-l anticipez, știi, și oamenii și situațiile, știi? Adică când te lovești de un tipar, deja tu cam știi la ce să te aștepți. La oameni, la situații și de acolo provine experiența de viață. Din lovitul cu capul de prag. Cam de acolo poți să înveți viață. Nu există manual să știi, aici faci asta. Nu. Eu cel puțin unul mi s-a spus, nu faci asta. Am făcut-o, m-am lovit. să dai cu capul. Ca da, nu să există și înțeleg că nu ai putea să înțelegi decât dacă te lovești de o chestie asta. Correct. De asta, probabil, pe copiii mei o să-i las să lovească. O să le zic ce e bine. O să le arăt ce e bine. Și o să-i las, să las să lovească. Pentru că nici eu, eu știu cât de încăpățânat sunt. E o latură cu, nu știu, latura mea cu două tăișuri. Pentru că mă ajută în viața asta, cu încăpățânatul să-mi spui că nu pot să fac ceva. Îți arăt că o să pot. Dar, în același timp, nici n-ascult. Și mă duc eu cu 100 la oră în... În greșeală. Și asta e, viața te te educă. Tu alegi ce, ce vrei de la ea. Exact, și bune și rele. Da. Cum a fost experiența cu burlacul? Te-au contactat, ți-au propus asta, cum, care a fost feeling-ul tău, nu știu, și după ce ai închis telefonul? și, și Dacă mai genul ăsta... Nu știu poate... cum sună, dar eu am niște chestii așa de... Uh, de simt anumite lucruri, știi? Uh, de exemplu, prima oară când am ajuns la insulă, la insula iubirii, am știut că voi face trei sezoane. Nu mă întreb acum. Am știut că, bă, dacă fac chestia asta și câștig lupta cu mine, da? Gen frica de expunere și o câștig, o să fac trei sezoane. Și s-a întâmplat. Am făcut trei sezoane. După care am vrut o nouă provocare. Am ajuns la Survivor. Mă jur că înainte să plec, am avut niște coșmaruri care niciodată. Transpiram în pat, efectiv. Eram, aveam niște coșmaruri ce anticipau cât de greu să fie acolo. Și a fost foarte greu. Vorbesc acum de experiența umană în sine, știi? Foarte greu a fost. Fără mâncare, fără... Traumatizantă. Dar, după o lună de zile, mi se părea că sunt o viață acolo și amintirile erau așa, gen, de într-o altă viață, cele petrecute de aici. Mi-am dovedit că pot și acolo, mi-am dovedit că mă pot și adapta. Și de și niște frici acolo. Exact. Acolo a fost Aia mi se pare o experiență a fost foarte, ta. da. Exact, bravo, bine spus, a fost armata mea. Aia a fost cu adevărat o experiență umană în care am crescut enorm. Pentru că, în primul rând, am fost foarte sau s-a tras foarte mult în mine, dar pentru că eu, la un moment dat, mi-am dat seama de ce am fost luat acolo. Fix pentru asta. Nu-i pasă nimănui de povestea ta, Andi. Nimănui. Nu-i pasă nimănui că tu încerci să împaci. Pe X și pe X, X. Exact. Eu, exact. eu n-am avut, eu personal, n-am avut absolut nicio problemă gen cineva să vină la mine să zică de te mai încolo. Nu exista. A fost foarte ok pentru mine tot. Eu, în schimb, fiind în capul meu justițiar, de aici în colecție învățată, să parte o dreptate. Și pe mi-am mi dat seama. Dar cine sunt eu să împart dreptatea? Fiecare își face dreptatea lui. E junglă. Am uitat unde suntem. Și chiar era el la propriu. Exact. <laughs> despre încă. asta și vorbeam, că ironia era că chiar eram într-o junglă. Eu încercam să fie și față e o junglă. Da, să fie utopie, să ne avem toți bine ca frații, să împărțim egal, în mod egal, să nu ne vorbim pe la spate, să fim corecți. Principii pe care mă bazez în viața asta, știi? Și încercăm să le implementez și acolo. Și când mi-am dat seama că mi-aduce -aduc, mi antipatie, știi, faptul că eu sunt așa, zic, bă, dar eu greșesc. Se numește Survivor. Ultimul supraviețuiește, nu cel care care are dreptate. parte, da, care are sau în parte deptată de Și mi a zis, ok. Și am venit copiile foarte groase de acolo, adică la modul foarte asumat pe ce am făcut, ce am zis, mi s-a părut nicio problemă. Am știut că am o țintă pe spate, mi-am asumat-o, am, asumat am dus-o, mi-am dus crucea, știi? Da, da. Sentimentul ăla de a, de a, fi neînțeles pentru mine era cel mai uh, dureros, știi? Și zis, mă, fiecare înțelege la percepția lui de înțelegere, adică nu pot să-ți explic cât e oceanul dacă tu n-ai văzut nici marea, știi? Și cam acolo a fost, bă, n-am de ce să explic cuiva ceva. E fiecare înțelege la nivelul lui de, de percepție. Și am calmat cu chestia asta. M-am zis, ok, încă o chestie. Nu o să mai ofer niciodată ajutorul cuiva care nu mi-l cere. Te văd că te chinui, dacă n-aud ajută-mă, ajută nu o să ți-l mai ofer. Pentru că de fiecare dată când am făcut chestia asta, I was a bad guy. Exact. Freză. Bun, așa stă treaba. Bine, nu, de, până n-aud cuvintele, ajută-mă, te rog frumos, nu o să fac chestia asta. Niciodată n-ar trebui să facem chestia asta. Lasă-i și de ce? Se trebuie să-i lași și când își cer ajutorul, trebuie să-i lași câteodată. Și de ce? Pentru că ei se vor obișnui ca cineva să-i ajute din exterior. Pe mine nu m-a ajutat nimeni. Aveam nevoie de bani, n-aveam cu să cer. Aveam nevoie de afecțiune, nu aveam cu să cer. Aveam nevoie de un sfat, de o vorbă, în depresie. N-am avut cu să -i cer. Și lucrurile astea m-au făcut pe mine, ani de astăzi, că am luptat singur cu singurătatea, cu depresia și le-am dovedit pentru că am zis, bă, nu ai de ales. E, efectiv, nu ai de ales. O, un sentiment, o durere, orice, se va resipi cu cât treci mai mult prin ea. Logic. Corect. Există un, un deznodământ și o cons un consum al acelui sentiment. Practic, lasă-i să se lovească, lasă-i să învețe, să se descurce singuri. Cât timp îi vei ține tu așa de mânuță, eu să obișnuiască că cineva tot timpul va fi acolo să-i țină de mânuță și nu o să meargă niciodată singuri. Lasă-i să meargă singuri și o să fie recunoscători. După părerea mea, cine, cine are om, da, cine are creier să, na, să înțeleagă. După aceea am venit acasă. De la Survivor. De la Survivor. Eram într-o stare fizică praf, dar mental eram puternic. cel mai puternic. Foarte puternic. Și cred că altfel n-aș fi putut face proiectul ăsta dacă nu veneam cu lecția cu lecțiile învățate și cu pielea groasă de acolo. Nu cred că aș fi putut duce un Cât ai F, se, în cât se la Survivor? Cred că asta e cea mai mare da. unui fitnessist, cum zicem noi, tu campion la mens fizic și mai departe, să te duci într-un punct în care nici măcar o tracțiune nu poți face. Da. Și, da. și dacă faci prea multe, corpul cere mâncare da. și nu aveai ce să mănânci. Da. Gândește cred că, că, că... a fost nasa. Eu, în 2019, spre, am participat cu 88 de kg pe scenă, adică definit. Și când am plecat Survivor aveam off-season 95. Știi cu cât am venit de acolo? Da, așa să zic, 95, uh, 80. 78. 78. Ai slăbit 17? Da. 17 grame. Da. Pentru incredibil. Da, incredibil. Uh, da, și este pe bune, chiar mănânci două linguri, de orez. <laughs> Din păcate, chiar este. Nu-și și pe Marius Crăciun? A fost la da, da, Survivor? Știu, da. Da. Punea. Uh, n-am mai prins melci eu. Pe tura n-am mai, <laughs> da, mai prins melci. Era trist încă o attac, n-am mai prins melci. Și zic, dar care e da. faza? Păi, erau, erau buni. Da, 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 Am prins de câteva ature de melci. Și erau uh, buni. Da. Uite, apropo de întrebarea asta, știi că eu sunt vegan și lumea mă întreabă, dar dacă ajungi pe o insulă, mai ești vegan? Băi, dacă ajung pe o insulă și trebuie să mănânc un om, să supraviețuiesc, îl mănânc. Adică, efectiv, așa este. Și acolo am câștigat recompensă niște două, două niște ouă. da Le-am mâncat cu, cu tot cu, to cu coajă. Efectiv, le-am mâncat direct cu coajă. Calciu. Știi? Nu există. Da. Adică, mai ești vegan? Da, sunt vegan. Dar a fi vegan este Versus un lux. Versus e a exact, e e un Exact. Deci, da. principiile morale este un lux. Când vorbim de instincte și de supraviețuire acel lux Strămoșii nu mai există. Strămoșii tăi și ai mei nu spuneau, clar. alergau mamutul că clar, mureau. exact, da. ei alergau mamutul nu că aveau poftă de carne, le, le cerea cu organismul <fie> carne, nu, nu aveau ce să mănânce și încercau să mănânce ceva. Așa au am început noi să mâncăm carne și pentru că era glaciară, a cam omorât toate plantele, înțelegi? Și nu aveam ce să mâncăm. Correct. Și așa ne-am dus după animale <fie> și carne și grăsime care ne-a ajutat să trecem de, de, era glaciară, dar noi n-am fost niciodată, noi nu suntem lei să mâncăm, noi nu avem sub gastric puternic, nu avem colț, nu avem gheare, îți dau acum o găină, tu nu o prinzi. Și dacă o prinzi, tu nu poți să o mănânci cu dinții. Corect. Înțelegi? Tu, dacă nu o gătești, n-ai cum să o mănânci cu dinții. Nu, și nu făcuți pentru că Exact. nu plante. Da. Uh, trecând peste asta, am venit din Survivor, am început să-mi reiau rutina, să mă antrenez, să Iși, ceva. -am, am, prins carantina, efectiv am prins ultimul zbor din Dominicana spre București. Și după aia avem carantina. Avem carantina mă antrenam așa, puțin pe acasă, nu prea aveam chef. apropo, m-am greșat 2 săptămâni de șpechile. Mai mult grăsime, de se acorpo orice, orice. Plus că mâncai. Gândește-te, nu făceam niciun antrenament. Gândește-te că eu aveam 14% care mi-a târnat mie pielea care niciodată n-a existat așa ceva la mine. Eu am fost un tip slab tot, întotdeauna. efectiv era Michelin. După două săptămâni de România și de stat, am stat la, la acasă și mi a făcut de toate, știi? efectiv, eram, nu mă recunoșteam, eram, wow, mi se umflase față, eram, pentru că te și dereglează de la atâta, um, nu știu, grăsim de astea, de la cocos, că mâncam foarte mult cocos. Da, da. nu mai grăsim, mai grăsim, Noi nu mâncam altceva. Am dat peste cap grav. Fără proteine, scădeam asta, nu Exact, da? mă rog. Și am venit și am primit telefonul. eram chiar, mă aduc aminte, eram, dădeam o tură de un parc, încercam eu să slăbesc <laughs> și mă sună cineva de la antenă și îmi spune Salut, Tandi, ce faci? cum ți revenirea? Zic, ok, sunt bine, uite, chiar sunt alergat. Zice, dă ne vino vină tu mâine pe la noi să stăm de vorbă. Bă știam, nu știu, cum știam, dar știam de. E ceva. Da, că e ceva. E ceva bun, da. Zic, bine, ne auzim mâine, nicio problemă. Uh, dar le-am zis, vedeți că nu mai am fizicul ăla. <laughs> nu știu dacă înțelegeți, dar stai-mă, nu contează să vină și vorbim. Ajung eu acolo, ajung la la sediul antenei și mă așteptau trei oameni, am uitat în căpere, mi-au spus exact pentru ce m-au chemat și prima chestie care mi-a venit în cap a fost nu n-am văzut multe sezoane de bulacu, dar zic, dacă va, se va întâmpla chestia asta, uh, nu vreau să-mi faceți, nu știu, uh, mănăstiri și catedrale să... Îmi spuneți, nu știu, să mă dați jos într un avion privat, să... Nu de-astea, că nu sunt asta, Eu nu sunt ăsta, adică n-am de ce să... Fie. Ai venit pe motor, parcă. Da, am venit pe motor. O pasiune care mă reprezintă, înțelegi? Și... oamenii le au plăcut foarte mult abordarea mea. Pentru că ei cei... Chiar căutau cel mai autentic burlac. Până atunci, na, au existat tot felul de zvonuri că emisiunea e nu știu cum, că nu știu cum, știi, au fost foarte Cercau multe... Să o... da. Un braț, și chiar au zis, e. exact, da. și au zis, bă, frate, noi avem nevoie de un om care real este dispus să-și găsească pe cineva acolo. Și eu, real, eram dispus pentru că vârsta, pentru că experiența, pentru că, bă, eram în punctul, sunt în punctul vieții în care doresc să găsesc pe cineva. Să atragi pe cineva. Nu pe orice preț, da. nu pe oricine, dar eu, dacă e să dau de acea persoană, o să o iubesc și să am grijă de ea, pentru că sunt în momentul ăla care îmi permite să fac chestiile astea. Deci, eu cu mine sunt fericit. Eu nu am nevoie de cineva să mă facă fericit. Eu sunt foarte fericit. Eu am scop, am sens în viață, fac ceea ce îmi place, am o viață de la care n-aș lua vacanță, eu fac lucruri care mă împlinesc. Eu nu am nevoie de cineva să-mi dea un sens în viață. Eu le am pe astea. Dar am nevoie de cineva cu care să-mi petrec viața asta, să împart lucrurile astea. Pentru că atunci când împarți, Corect. De fapt mulțești ești mult mai fericit dacă ai exact, observat. Exact asta spunea Cristian Stan în episodul trecut, Ce tipul care a scris și cartea Artea de a te iubi, că dacă tu cauți pe cineva să-ți umpli golurile tale, atunci e o mare problemă, e relația problem. nu se meargă. E toxică aia, da. e o, o, este o relație codependentă. Exact. În relațiile codependente niciun partener nu este fericit, exact. pentru că tu ai nevoie de el și el are nevoie de tine ca să fii fericit și veți fi dependenți unul de celălalt. E, uite, acum o să schimbe mesajele pe care o să le primim la fete. Andi, știu că n-ai nevoie de mine, dar... Dar totuși, dacă crezi că... Dacă ai vrea să fim codependenți în seara asta, să Noi. ne, uh, nu știu, împlinim nevoile. Wow, cum a le-ai zis, la da, la burlacu? Uh, da, a fost, mă rog, a fost un fel de short list. Mai erau câteva nume, nu o să le dau numele, dar uh, nume foarte cunoscute. Uh, atul meu a fost chestia aia, când uh, am făcut... Uh, m-au pus în fața unei camere și m-au întrebat niște lucruri de astea basic, știi, de, de ce crezi că ești pregătită? de, ce crezi că... Și le-am spus super sincer, adică, de ce? Da. Până nu am nevoie de cineva, dacă, dacă asta credeți. Nu sunt disperat să-mi găsesc pe cineva, sunt eu bine și pot acu să ofer și bine. Și am fost foarte real, cum sunt mereu. Și le-au plăcut foarte mult chestia asta. Mă rog, au urmat niște serii de tratative și ne-am înțeles cumva. Uh, am plecat, am filmat în România vreo două săptămâni, trei. Da. Și după am plecat în Turcia. O experiență foarte tare, din punctul meu de vedere uman. Mi s-au întâmplat acolo niște lucruri și am fost pus în niște situații pe care în mod normal în viață n-ai fi fost pus. Și atunci când te expui unor situații, inevitabil crești. Inevitabil, pentru că tu ești ăsta, da? Și te duci în zona asta, știi? Și aici e o situație în care n-ai mai fost. Practic o similezi, înțelegi, devii mai mult. Cam asta s-a întâmplat și eu gândește în că -am, ce a dat eu n-am avut date toată viața mea cât am avut eu în, în patru luni de emisiune. N-am avut date în viața mea. Voi sunteți nebuni? Adică... Oricum experiență unică da. care Poate în episodul următor abordăm mai... îi <gântu> <gântu> punem interesii sub 18 ani acolo. <gântu> să vorbim Nu știu dacă de... ai pe chiar tot. Bă, nu are nu nevoie de 18 ani, e vorba de contract, nu de 18 Da, e vorba an. de contract, dar e genul de... Noi plecăm la mare mâine și eu și Andi ne întâlnim toți la Mamaia, da. o să ne întâlnim. Da, am dat, cred că vin vine, dar ne vedem. Da, ideea e că și vine, dacă ne vedem, cred că se întâmplă niște chestii da. fără camere. <gântu -i> ca <să gân> că am făcut curios, spus că mă la emisiune și mă dar oare chestia asta cum s-a întâmplat? Dar ce s-a întâmplat după ce odată? Da. stop break, știi? Da. Da. Păi, era cu stop break să știi că, de exemplu, nu puteam să le văd, le vedeam efectiv câte erau camere pe noi. Nu, altfel nu aveam cum să vorbim. Chiar au fost foarte stricți. Din deci ce nu în stop vedeam. erau camere pe noi. Da, nu stop. Da. Și când ni se permitea două ore alea, alea le foloseam. Nu Ca mai să, mai -a să iasă cât mai Exact, audint. pentru că ei, exact, ei doreau să nu pierd absolut niciun content. Îți dai seama, să Vorbim noi pe la spate și... Uite, chiar te prindea uneori nervos sau agitat da? sau... Da, Iritat uneori de cât o tipă băi, sau... Asta încerc da. să spun. Atât de autentic a fost încât, băi, eu sunt și foarte expresiv. Nu pot, nu pot să-mi ascund anumite chestii. Nici nu-mi doresc, știi, să țin în mine. Într-adevăr, am fost plictisit, am fost obosit, am fost supărat, am fost nervos, am fost dezamăgit prin toate stările și mi le-am permis să le arăt pentru că de fapt despre asta e viața nu este lapte și miere nicăieri despre chestiile asta e vorba și prin urmare am dat da totul a fost mi s-a spus că a fost cringe știi? anumite faze din emisiune păi ia adu-ți aminte, hai să întrebăm publicul câte faze cringe a -ai avut tu în viața ta? multe, că se întâmplă, asta e viața Bine. există date-uri nereușite în care te simți cringe și zici ok, data viitoare nu să mai întâmple că nu mai ești și cam așa și aici. Sunt persoane cu care rezonezi, sunt persoane cu care aici ai ce vorbi și de instant ți se pare că îi cunoști de o viață și sunt persoane care nu au același interese cu tine, nu ai ce să vorbești. Și aici a fost, de fapt, pentru mine, struggle -ul. Băi, nu știam, adică eu nu sunt un small talker, nu pot să de vorbesc de despre, nu știu, orice chestie. Pentru mine trebuie să aibă o, o putere, o însemnătate, știi? Acel lucru. Cât timp nu are, sunt gufi, nu știu, chiar nu știu de unde se Uh, iar lucrurile astea, na, eu am învățat foarte mult acolo, am furat foarte multă meserie de la, nu știu, de la diopii, de la cameraman, de la, nu știu, ce mai erau pe acolo, reporteri, regizori, oh, regizor, producător. regizor, producători. Efectiv am, am, stat și am furat, eu am fost foarte humble în a învăța lucruri. Și ai văzut câte muncă în spatele exact. meu, pregână. Exact. Mi-am dat seama că toți oamenii depind de un singur om, de mine. Așa că niciodată, exact, așa că niciodată nu m-am plâns și niciodată nu am zis gata, nu mai vreau, nu mai pot. Nu a existat nu niciun ai moment. Chef sau nu. Da, exact. Gândește că filmezi patru luni de zile. Te trezești în fiecare zi la ora 8 și te culci la ora 12 cel târziu, că scap la 11 seara, da? Gândește-te că în astea patru luni de zile n-ai voie, să te, -ai voie să te simți rău, N-are voie să doară stomacul, burta, ăsta, nu știu, măsea, -am chef, capul, n-am chef. Nu există, nu există, trebuie să fii acolo. De ce? Pentru că sunt 70 de oameni care stau după, după tine. tine. Nu există, n-ai luxul ăsta. Pentru că și, am milioane de oameni să vadă. Exact, și presiunea asta m-a făcut uh, să mă ridic la nivelul așteptărilor. Nu a existat un moment în care zic, bă, ia fi atent. și ceva? Eu nu am chefat. Nu n -am, n -am, n aveam cum să fac chestia asta. Dar asta fost la next level cu privire la tot ce înseamnă media și showbiz și Acum cred că mă pot numi un om de televiziune pentru că știu ce se petrece de la A la Z în spatele unei ai făcut asta patru luni în fiecare zi, poți face orice acum. A, patru luni în fiecare zi, da, da, da. Mi se pare că asta, m-au întrebat mulți și alte proiecte în TV, băi, chiar chestia cu alte proiecte în TV, nu mai găsesc provocarea în ele. Înțelegi? Nu mai Se găsesc. Ceva da, nu mai găsesc. Eu totdeauna am acceptat, dacă te uiți, insula, survivor, burlac, au fost foarte uh, provocatoare. Da, provocatoare. M-au stimulat. Eu nu mai simt acum o chestie de genul asta, să-mi propună cineva un proiect să zic, a, ok, am vreun entuziasm față de el, nu? Păi și atunci, eu nu pot să fac lucruri fără a fi entuziasmat uh, la modul hype, să fiu, băi, abia aștept să văd da, cum ești sau să mă implic 100%. Eu nu pot să fac un proiect. 50%, să fiu. Nu, trebuie să știu acum. Trebuie să fiu olin. Exact, olin. E felul meu de a face lucruri. În tot ce, ceea ce fac, Orici o fac cu 110%. La sută, înțeleg, și fitness și orice fac. Și când vorbesc despre veganism, o fac cu 110%. Pentru că ăsta sunt eu. Nu pot să dau mai puțin decât tot ce am. Și într-o relație la fel fac. Și în, viața amoroasă, când iubesc pe cineva, băi, nu pot să fac. Să iubești pe jumătate. Da, nu pot cu compromisul la modul. Uh, încerc să nu îi arăt. Nu, frate, eu arăt tot. Ii arăt că este cea mai importantă ființă pentru mine, pentru că atunci este. Asta simt. Știi, și greșeala mea, să zic în ghilimele, este că oamenii, și toți oamenii facem chestia asta, ne... Și cum se numește? În engleză ce Take it for granted. Oamenii te iau ca și cum le-ar... Dar cu, uh, merita. Dar merita, by default, chestia asta, da. știi? Li se cuvine ca tu să iubești cu tot ce poți tu. Și acolo uh, te pierd. Pentru că acolo nu vor mai fi atenți cu tine, pentru că na, tu ești tot timpul acolo. Și, din păcate, asta e natura umană. Cam asta fac oamenii. Credem că ni se cuvine multe chestii, dar nu ni se cuvine absolut nimic. Corect. Nimic nu ni se cuvine. Și aici o, o greșim de fiecare dată. Zin dacă chiar ți-a plăcut o tipă de la, la emisiune. Cu uh, ce te conectat cel mai mult? Mi-au plăcut mai multe tipe de la emisiune, dar. Uh, din mai multe puncte de vedere. Da. Știi? Uh, am avut o atracție fizică, uh, am avut uh, uh, admirație, ce de alte, da. alte persoane, și am avut o conexiune sol to sol Mi s-a părut, și pot să o spun cu Melisa, da. mi s-a părut că ne cunoaștem de o viață, de mai multe vieți chiar, și efectiv, uh, mângâierea ei uh, era pansament pentru mine în deșertul acolo, în stragălul meu, în disperarea mea, am găsit un suflet cu care să mă conectez și mi s-a părut, wow, wow mi s-a părut, și uite că se poate. Și ce s-a întâmplat după? De eu, nu a ea fost, până să vină da. în emisiune, eu povesteam despre chestia asta, înțelegi? Ca să vezi universul cum e. E trasă. Da. Deci eu povesteam despre chestia asta, cum ar trebui să se simtă o conexiune între doi oameni. Și încercam să o explic și oamenii, bă, ăsta e nebun, e pretențios doar, nu, nu și vine ea și îmi demonstrează că tot ce am spus era adevărat. E adevărat. Așa trebuie să se întâmple. Ea vin a pe la următoarea emisiune. Ce s-a întâmplat după? Cu cine? Cu ea, de n-a fost să fie. <laughs> de ce nu e aici? <laughs> Pentru că Antonio în viață trebuie să ține în cod de mai multe chestii, printre care dacă o relație mai mult distruge decât construiește. Dacă trebuie să faci niște compromisuri pentru a fi într-o relație cu cineva, și acum mă gândesc la partea ei. Nu știu cât de sănătoasă va fi relația sau viitorul acelei relații. Pentru că dacă pleci la drum cu un compromis, deja nu este un început bun. Te gândești că, să zicem, că nu merge acea relație. Primul lucru la, te, la care te, te vei gândi era să zic, mamă, ce bine era să nu fac acel compromis. Știi? Așa că, eu am zis, eu am o chestie, Dăi timp timpului. Dacă timpul ne va arăta că uh, noi suntem făcuți unul Rupen pentru unul. celălalt, se va întâmpla. Nu într-o emisiune TV, Până. nu în minutul 5 de la episodul 17. Înțelegi? Uh, nu cred în, în astea super planificate, cred în realitate, știi? În embrace the reality. Dacă se întâmplă, se va întâmpla. Uh, chestia asta am zis că e factorul pentru mine cel mai important. Să nu găsesc, să nu mă simt vinovat de o posibilă. de o posibilă eventuală despărțire, știi? Pentru că, virgulă, context. Contextul în care ne-am întâlnit a fost unul bun, însă nu tocmai bazele uh, reale, ca să spun așa. Te gândești că. Acolo este totul creat de la zero, da? Viața nu e artificială. exact, nu e, un, nu, un show nu, e da, nu e, o bulă, știi? Este mult mai mult de atât. Era contextul pandemiei, era în contexte de erau n contexte de uh, traveling, de, nu știu, de locuit, de părinți, familie, cultură, o grămadă de chestii. Chestii pe care mi le-am asumat mi le-am asumat și mi le-am dorit să le depășesc. Însă, mi-am pus întrebarea, ok, eu sunt ok cu asta. Eu știu în ce mă bag. Dar persoana cealaltă știe. ce se bagă. Și am pus o, o serie de întrebări, am încercat să vorbesc foarte deschis despre asta și hmm, mi s-a părut că era momentul la visător, știi, când ești îndrăgostit și crezi că orice pot să. Da, mă, distrugem lumea, mergem noi doi și, știi? Cucerim tot. Doar că trebuie să te lovești din niște chestii mai practice. Și acolo practica ne omoară, știi? Cam asta s-a întâmplat. Dar, în același timp, am întâlnit și altă persoană foarte potrivită pentru mine, știi? Foarte... Eu sunt un tip calm, dar în același timp iubesc viața. Eu m-aș plafona dacă aș exista doar într-un mediu și aș face doar un singur lucru. Pe mine mă inspiră lucrurile. Eu vreau să călătoresc foarte mult, eu vreau să fac multe activități pe care nu le-am mai făcut. Dar în același timp am nevoie de sentimentul de cămin, știi? Și caut în persoana de lângă mine sentimentul ăsta de casă. Și doar... Pe care persoana ți-l dă, nu casă în sine. Exact. Și doar o femeie poate să facă chestia asta. Să-ți dea senzația de casă, de acasă. Și am găsit-o și pe aceea. Ai găsit deja. Acolo am găsit da. Am găsit acolo, da, am da. Dar, încă o dată, de asta și spun. Nu ai cum să știi viitorul. Știi, pleci de la niște premise. Știi, bă, Corect. plecăm de la premisele că ar putea fi. N-ai de să știi ce se întâmplă. De asta nici nu am, nu trag cu dinții, nu-mi creez atașamente la modul bă, trebuie să reușească relația asta. De ce? Pentru că lume, știi? Frate, când observ că ne aduce mai multe dezavantaje decât avantaje. Nu văd de ce să ne mai chinuim unul pe celălalt. Corect. Și cam acolo, un doi oameni maturi, asta fac. Își dau seama, trag linie și, bă, noi este mișto, știi? Dar împreună ne e bine? Da și nu prea. Nu asta trebuie așa să, este compromis. să faci un compromis. Exact, nu ai de ce să faci acel compromis. Și toată experiența Burlacu a fost una la fel unică. Da, este. Și concluzionând și cu Burlacu, simți că n-ai trecut. Ușor prin viață, până la 30 de ani. <laughs> Te-ai de experiențe. Da, da. Asta și te-a dus la un alt nivel, inclusiv experiența asta. Asta îți formează caracterul. Că nu te naști cu, cu caracterul. Nimeni nu se naște cu caracterul. Ți-l formezi. Principiile de viață vin odată cu viața. Nu ți le dă cineva la început. dar asta e bine să greșim. Greșiți. Duceți-vă și greșiți. Faceți greșeli multe. Pentru că după veți ști unde ați greșit. Foarte tare. În septembrie... Fizic, 12 cupa Septembrie, României. Cupa, uh, e Cupa României, nu, cupa, nu cupa. Europeană și Campionate Naționale de Fitness. De Fitness. Da. Și voi fi la categoria Mens Fizic. Mens Fizic, 1,82 m. Bun. Fac așa un pic. e <laughs> mai tip să nu cad cu fratele pe... Nu, chiar aș vrea să cad cu el, sincer. Pe, pe... Și -o să cad. Pe categorie, da. Open. Că eu mă știu cu Remus de mult timp. Eu te știam pe tine de pe social media. Eu știam că el are un frate și știam pe cu tine, dar, nu conexiune. dar nu erai tu ăla. Pentru adică, <laughs> <laughs> că tu ești Andy Constantin pe, pe, pe Instagram, mm -hmm. el Remus Boroiu. dar foarte mișto, adică cumva amândoi sunteți diferiți, asta am amândoi aveți un X-factor, știi? asta îmi place foarte mult. Uh, ai spus-o foarte bine, sunt foarte diferiți. Da. Uite, ca să vezi, doi oameni care au trăit poate în același context, știi? Nu au avut aceleași experiențe, în schimb. Corect. S-au dezvoltat diferit. Foarte diferiți, Însă, cred că asta e frumusețea, știi? Și amândoi aveți X factorul vostru. Da, fiecare își găsește o nu știu, ceva, ceva interior amic, care da. să-l să împingă, știi? Lănească. Eu am un sens. mi am descoperit sensul și scopul. Să las lumea un pic mai bună decât am găsit-o. Mi se pare The Greater Goal Ever. Știi? Cum pot face asta? Prin cea mai bună versiunea mea. Cum pot face asta? Prin a fi dedicat. Și a fi un exemplu. Exact, fi un exemplu. Cam, cam acolo se rezumă totul. Și când ai un sens și un scop și o direcție, bă, chestia aia te face fericit, frate. Te face al naibii de fericit. Pentru că simți că ai o... ai o un, însemnătate ai un pe pământul ăsta. Știi? Te duce pe culmile uh, cele mai înalte ale bucuriei și fericirii. Când poți să ajuți... Când poți să contribui. Când poți să contribui exact cu o chestie. Atât timp cât ești în derivă, Mie mi se pare o zonă foarte deprimantă chestia aia Și am fost în derivă. Nu știam încotro ce să fac alea. Știi? Dar și ca să e o dependență de derivă. Adică mm -hmm. întotdeauna ne băgăm de multe ori. Dacă sunt cele șase valori umane, cea de... Mm -hmm. uh, trebuie să mănânc, trebuie... Ce ai avut la să bază Da, Dar a doua valoare este... Nu, nu sunt în ordine cronologică, fiecare avem două principale. Mă mm -hmm. rog povestesc chestia asta că o, o, iubesc efectiv de când am descoperit-o acum Los Angeles la un eveniment de dezvoltare personală. Și a doua este uncertainty, adică dorința de nesiguranță, adică să te bagi într-o chestie care e hmm. prea riscantă, de, de exemplu. Și -o am avut-o. Dacă nu mă mutam din un oraș în altul cu business-ul meu, să am feeling-ul ăla de la zero, iar că mă duc, Mie îl îmi place dezvolt de acolo. Mie de enorm chestia să iau de la zero. De asta toți mă întrebau, bă, dar cum ai plecat tu mă, la survival? Păi n-aș fi dat corpul în viața mea pe, pentru o experiență nu no boss. Vin, vin de acolo cu alt, aluat. Mindset, cu, exact. alt cu alt Mindset, cu alt mindset. Problema e că dacă prea mult o avem pasta asta non-stop, ne duce într-o altă da. extremă. Nu mai ai în continuuță. Exact. Dar cumva noi toți suntem hrăniți de toate. Avem nevoie de nevoia de, de, siguranță. A doua, a treia, nevoia de a fi iubit. A, 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 a patra, nevoia de significanță, să ne spună lumea, Astăzi. bă, ok, ești bun, ești fain, ok. Dar dacă ai principala nevoia ta, la fel, e o chestie nașpa, <laughs> că încep să plângi la primul come negativ, cum ziceai tu. Mi s-a întâmplat și mie recent. Mi-a dat cineva un come negativ, 100 bune și mă gândeam, Mă, te să râs mult să ăsta, știi? Da, da, da. da, și în loc să mă focusez pe alea bune. Și punctul 5 nevoia de creștere, pe care o avem. Și dacă da. este principala și te focusezi pe exact mai -ai spus și tu vreau să devin cea mai bună versiune a mea în toate arile. Punctul 6 nevoia de contribuție și nevoia de a ajuta pe alții. Și dacă le-ai păstea două ultimile, două valorile principale, chiar dacă le avem pe toate astea două principale, viața ta e fulfilled. Fulfilled, exact. Exact, fulfield, ești în alte dimensiune față de 99% e de zi, ma, la în matrice. E, exact. Așa simt, știi, la un moment dat, când văd că un, unii oameni alergă după niște chestii și pe, pentru mine n-au niciun fel de trigger acele chestii, mi se pare că acolo joc viața cu life hack. La modul, bă, eu am depășit chestiile astea și mi se pare funny, adică... Te uiți un pic de sus. Da, da, e o perspectivă aruganță, de aroganță, nu aroganță. Da, da. E o perspectivă înaltă, știi? Da. Fără niciun fel de tentă arogantă, pare. ci efectiv o perspectivă înaltă, care ești ca un observator, știi? pe principi, el nu-și dă seama că se da, 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 Uite ce... Ai putea să înțelegi că te face nefericit faptul că alegi după chestiile alea, știi? Uite cum e și faza cu veganul, veganismul. Da. Adică când ai devenit vegan? Am devenit vegan, vegan, vegan în uh, octombrie 2019, deci aproape, am de ani aproape, fac de ani. Super. După ultimul concurs, după ce am mâncat, am rupt, am zis, bă, nu se mai poate. Simțeam că e ceva în neregulă. Am venit, mâncam 10 ouă pe zi, un kilogram de carne pe zi, adică era ceva dezastru. Și de click funny, dar a fost the game changer. de de ce? Game changer pentru cei care n-ați văzut Filmul. sau n-ați auzit, pe Netflix e un documentar foarte mișto, de o oră și jumătate, în care îți explică și ție ca atlet, nu doar o persoană da, obișnuită, da. că forța atunci nu ți-o iei niciodată din carne, adevărat, legă, ce da. iei o iei din plante, că cea mai bună proteină e aia vegetală, care e asimilabilă 100% versus aia animală, care e 20%. Care și animalele, tot din proteine de plant, adică plante, Ele ele au proteine pentru că plante, în fine. Corect. Și bine, asta Documentar, pentru nu? că, da, îl, îl cunoscusem deja de un an de zile pe Marius, chiar doi ani, nu, un an, un an. Și cam știam toate lucrurile alea, știi, the facts, le știam, da. doar că nu le conștientizam cu adevărat. Nu, nu, că le știam ca și informație, dar nu le simțeam. Erau acolo. Mm, da, ceva de știut. Când le-am vizualizat și mi-am dat seama că băi, nu doar că fac rău, prin acțiunile mele, știi și contribui la un rău mai mare, ci efectiv îmi fac mie rău, lasă planeta, lasă te animale. Exact. Și sunt trei factori pentru care poți deveni vegan. Unul este sănătatea planetei, al doilea este sănătatea animalelor și suferința lor și al treilea este sănătatea ta. Da? Toate cele trei lucruri, toate cei trei factori, te vor... Uh, nu știu, pe mine unul uh, e de ajuns să știu că, băi, în primul rând, nu mai contribui la suferința animalelor. După care îmi dau seama că stai un pic, că nu doar asta. Nu e ca și, nu e ca și cum mai faci un compromis, știi, zic, bă, nu mai contribui la suferința animalelor, dar sunt eu nesănătos. Nu, vine cu un avantaj, e și mult mai sănătos. După asta îți dai seama că 85% din încălzirea globală se datorează fermelor de animale. De Defrișările, 95% din de defrișări se datorează fermelor de animale. Consumul, faptul că se consumă 200 de Kilograme de, 200 de litri de apă ca să ai un burger tu în farfurie, față de o cană cu apă ca, ca să ai un burger de implante, da, să ai un burger din soia sau din seitan sau din orice altceva, mi se pare, bă, noi ne scărpinăm nu cu stânga la dreapta, știi, ne scărpinăm piciorul, da, cu piciorul la ureche. Efectiv, e super ineficient stilul nostru de viață. Societatea Și de, de astăzi... timp ne-am complet. Exact. Să nu mai intru în, în factor la modul că nu știu, tu mănânci uh, un animal care a stat sărac cu toată viața lui în stres. A fost bătut, uh, junghinit tot timpul, uh, tras de urechi, stresat, uh, la o cu alte zeci, sute de animale și într-o mizerie, că nu, dar nu, în fine, uh, electrocutat și toate cele și la sfârșit și-a văzut moartea. Efectiv, el știa că o să moară. Adică, la abator... Și tu aia mănânci. Tu, dacă ți-ai vedea moartea, cam cât stres ți-ai libera în corp? Pe tot, credem. Tot cortizolul va fi maxim. Că tu... ți frică, de îngheți. E, animalul ăla uh, își dă substanțele alea în corp, creează acea, a, acea frică și tu o mănânci. Tu mănânci frica lui. De-aia uh, adică depresie. de -aia stres, de-aia înjurământ trafic, exact, de-aia suntem Exact, exact. Noi practic mâncăm boală. Chiar dacă sună super dur, din păcate, asta face. Pentru că nu e animalul ăla, nu e mamutul ăla. familie cu cancer la colon, deci... Da, eu am avut, credem, mi caz real. Uh, rudele din partea mamei mele, adică frații ei și surorile ei, toate trei, cancer la colon, plus mama ei. Mama a adoptat un stil de viață sănătos în ultimii patru ani, cinci, cinci. Mama ta. Da. Foarte deschisă la vegani și astea. Singura din familie care nu are cancer acolo. Incredibil. Da, singura în familie. Adică eu înțeleg că ne putem naște cu predispoziții. Dar noi avem. Ce faci o, tu, o, după. Noi avem o coală albă, știi? Cam. Aia e predispoziția noastră. Și avem anumite puncte. Tu poți să le accentuezi sau nu? Corect. Știi? Ele, predispozițiile nu se vor activa așa că... Orice, nu, se vor activa pentru că tu contribui la chestia aia. Oamenii nu știu că noi hrănim cancer, noi încă de la vârsta de 10 ani. Dacă tu ai ajuns la 40 sau la 50 de ani și ai făcut cancer, tu ai hrănit acel cancer de la 9 ani, 10 ani. Legat de cancer, hormonul IGF, un hormon care se află în toate animalele, lactatele, ouăle. Este un hormon de creștere. Acel hormon de creștere intră în organismul tău. Celulele tale sunt deja mature. Ele la vârsta de patru ani se opresc din creștere. Nu au nevoie Correct. să mai crească. Acel hormon le va forța să crească. Dar ele sunt deja mature și n-au ce să crească. În schimb, vor crește celulele de cancer. Proteina animală, Fact, hrănește celula de cancer. Dangeros. Da. Mă, de aceea, orice persoană care va mânca vegan, da. măcar vegetarian, uh, o, ai, au șanse ca 98% să nu facă cancer niciodată, indiferent de predispoziție și de tot. Da, dar te te-aș contradice cu vegetarian pentru că lactatele sunt, din deci punctul meu de să vedere, am mai rău. rău. Am, rău, am, rău am rău de, ca... De, de o lună jumate la orice formă de lactate. Mai mâncam un pic de brânză uneori, mai mâncam un și mm -hmm. mai... Băi, nu mai vedeam abdomenul. Deci seara mă uitam, hmm. aveam burtă, dimineața ok. Se produceau niște inflamații de la asta, nivel de intestine. Balonarea la mine a, a fost 25 de ani constant. Am zis că așa te trăiește cu balonat. Trebuie să fii balonat, altfel nu ai cum. înseamnă că ai mâncat. Corect. Game changer. Nu -a, ex a existat să mai fiu balonat o zi din viața mea de când am trecut. Pentru că uh, lactatele, cam asta faci. Noi nu suferim de intoleranță la lactoză. Nu este normal să bem laptele alte specii. Cam asta e persoana din familie de care zic, de șapte luni de zile, cu G3 la cancer, uh, malign, care uh -huh. avea posibilitatea de expansiune foarte mare, a, a trecut pe vegan, meditație, sport în fiecare zi, s-a redus. Astăzi mai are cancer. Șapte luni după, în contextul în care Spune avea un lor G3 că nu o să credă. Și medicii, doi medici care am vorit la telefon atunci, vă zic sincer, persoana dacă când o să audă podcast nu știe asta, o să audă când o să-l asculte, uh, mi-a zis Antonio, nu știm ce șanse are, hmm. dar nu prea are și stați lângă persoana asta cât mai mult ca mai să mai profitați de ea, să fiți cu ea. Da, da. Și pentru că și până la operație și mai departe se va extinde, va fi, nu e, nu e ce trebuie. E G3, uh, e, nu am descoperit chiar la timp și mai departe. Uite că astăzi suntem un punct în care persoana nu mai are ca. Și nu ți se pare ca o minune? Și nu e totuși. Este doar un lucru, adică s-a ferit de a hrăni chestia nocivă. Că ce faci după, pentru că și medicii au spus, acum revii la viața ta normală, nu e așa. Nu mai revii la viața ta care te-a dus în punctul ăla. Deci... Nu așa. Deci da. mi-a plăcut tot ce ai spus legat de veganism și te uh, susțin complet și uh, voi fi pro și ție și lui Marius și lui mangiulea și toți cei care sunteți pro uh, acestui aspect pentru că unul din obiectivele mele este să și fac un centru de tratare, de prevenire, de mindset pe direcția asta și să vină oameni care să se Știu că există, de ta, genul ăsta, foarte dar tare. vreau să fac și unul în care mă implic tot și spiritual și aia și aia, și aia ca să putem să ajutăm cât mai mulți oameni Uh, un gând de final. Mi-a plăcut, am fost foarte inspirant pentru mine podcastul de astăzi, chiar mă gândeam în timp ce vorbeam la un moment dat, mă, mă câte chestii învăț și eu la... Pentru că... Mi se pare foarte tare chestia asta, da. Să poți să, să, poți să iei și să înveți. Exact. Altora, știi? Și nu doar că înveți, dar... Ok, e energia unui invitat din podcast, dar faptul că am șansa să stau lângă, lângă oameni mișto pe mine mă inspira, așa că îți mulțumesc că ai onorat și că ești asta. Mulțumesc astăzi și cu noi. eu, frate, mulțumesc. Uh, și uh, na, avem foarte multe lucruri în comun și exact ce ai spus, vrei să-i ajuți pe alții și vrei să ai un impact și cu siguranță, le-am spus multe ori în cadrul podcastului, putem să facem chestia asta împreună și să ajutăm cât mai mulți oameni să aibă o altă viziune asupra vieții. Pentru că și de oamenii se adună depresie, de au ce să fii, scop. Exact, de ce să fii anxios, de ce să fii bolnav, deci când poți să te bucuri de tot la, la maxim. La maxim. Uh, Andy, un gând de final? Un gând de final. Băi, mi-a plăcut foarte mult aici. Uh, nu mă așteptam, sincer. Eu de obicei nu creez așteptări la modul când ne întâlnim pentru prima oară sau avem un podcast, podcast pentru prima oară, nu-mi fac uh, efectiv niciun plan, știi? Mă duc the, the, go with the no. flow, da. Și faptul că am vorbit atât de mult, lucru pe care nu-l fac, atât de... Și lucruri de... pe care poate nu le-ai spus la televizor. Exact, mă rog. și față de un om, na, nu ne cunoașteam atât de bine, dar mai ai făcut să mă simt în largul meu aici. Mă bucur. Uh, a rezultat chestia asta. Am vorbit, nu știu, multe ore. Ceea oră, ce nu-mi stă în și și <laughs> fire. Îți da. mulțumesc foarte mult. Foarte mult din cei care au ascultat podcast-ul au învățat foarte multe. Lăsați un coment. follow. Cum te găsim pe Instagram? Andy, spațiu, mă rog, bară jos, Constantin. Când te găsim pe YouTube, că ai început să la să de mult acolo, la Adin Constantin, la Constantin, la fel pe, e, da. pe YouTube. Andi, îți mulțumim. mulțumim ai fost o inspirație pentru mulți. Lăsați un coment. Lăsați-l și negativ, dacă vreți. Da, un da. da. nu, să ne, fie. nu ne pasă. Trebuie să fie acolo, că face audiență. Da. Și, Andi, sperăm să mai facem un sezonul sezon următor încă, una, încă un, episod, mai ales că avem atâtea valori comune. Dragilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Andi Constantin! Ne uh, 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 uh. vedem în episodul următor. Mulțumim, Andi! Ceau, mergem la mare, hai, la, hai mare, la mare, adică... Hai. E frumos. <laughs>